Primar, sunteți omul care aleargă toată ziua pentru comuna Brazii, dintr-o parte într-alta, de la o lucrare la alta. Văd că aveți un teren pentru sport foarte frumos. Spuneți-mi cam în ce stadiu sunt lucrările la teren. Bună ziua, în primul rând sunt viceprimarul comunei Brazii, Nicușor Vesa mă numesc. Avem aici o lucrare care în mare parte este finalizată. Mai urmează împrejmuirea cu gard, după cum se vede și vopsit este și covorul sintetic, care va fi gazon sintetic și... Va avea și nocturnă, instalația de lumină nocturnă. Da, va fi și cu nocturnă, va fi... Da, în mare parte lucrarea este gata. Da! Nu! Sigur! Da! Domnul profesor, desbai acolo. Acolo e domnul profesor de sport! Steguleț și doamna director și nu i-am găsit astăzi, dar le dăm luni. Ne facem și pentru ele și le dăm luni. Bun? Astea le luăm acasă, că noi ne-am mai făcut aici pentru noi. Dar ce afișa? Ce se pare? Ce culoare are drapeluța? Ce culoare are drapeluța? Rosu, turmaliu, albastru. Și albastru, bravo! Rosu, și noi în ce limba am mai învățat culorile? Albastru. Cine știe să mi le spună? Hai, Roxy, că tu le știi. Gelb, rot și blau, bravo! Noi avem opțional și limba germană și joia de obicei facem și un pic de germană. Și atunci, ăsta e primul pas când am învățat culorile, ca să învățăm la primele culorile. Primar, am înțeles că podul intră într-o reabilitare totală, practic va fi lărgit, nu? Da, dar avem un proiect cu 4 poduri, 2 în centrul Calatea Seca și un ciclist la Buceava care trece spre drumul comunal, merge spre Șoimbuș și nu se poate încadra autobuzul, mașini mai mari, foarte greu să se încadreze pe... va fi lărgit, modernizat și pe lângă celelalte poduri, unul din Acrobin, 2 în We'll be right back.
Domnul Vice, și această stradă se va asfalta, am înțeles, nu? Da, aici, strada care coboară din sat de la școală, de la terenul de sport, de la cămin, coboară și trece apa și aici va fi podul care va fi construit un pod nou peste apă. Unul dintre cele patru poduri care vor fi în Secaș. Două în Secaș, unul în Buceava și unul în Iacobin, cum vă spuneam.